FC Municipal a promovat în Liga 1 de pe primul loc. După 18 ani, Târgu Mureșul are din nou o echipă în prima divizie. Elevii lui Adrian Falubu au învins în deplasare cu scorul de 2-1 formația Mureșul Deva într-un meci din etapa 33-a a seriei Vest a Ligii a doua de fotbal. Clubul mulțumește celor aproximativ 1000 de spectatori, majoritatea târgu mureșeni, care au susținut echipa la acest meci. Spitalul Municipal oferă începând de astăzi consultații gratuite de ORL. Campania medicală se derulează până în data de 19 iunie și este destinată tuturor locuitorilor zonei Reghin. Cei interesați de testarea gratuită a auzului și depistarea eventualelor afecțiuni se pot adresa secției ORL a Spitalului Municipal. Aceasta este situată în curtea spitalului, lângă laborator. Consultațiile fără plată se vor efectua numai în intervalul orar 11-13.